Este a treia zi de grevă în București. Nici astăzi angajații STB nu au vrut să se întoarcă pe traseu, cu excepția câtorva șoferi care au decis să respecte deciziile judecătorilor și să reia activitatea. Loredana Salomia ni se alătură cu informații și ne spune care este situația în acest moment în capitală. Bună ziua, Loredana, te ascultăm! Bună ziua, Simona! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa cum ai spus și tu, Simona, iată, vorbim despre a treia zi în care angajații societății de transport public din capitală decid să nu reia activitatea. Asta deși vorbim despre două hotărâri judecătorești care au fost date de Tribunalul București, prin care s-a decis odată ilegalitatea acestei greve și este o decizie definitivă, dar s-a decis și suspendarea activității și reluarea de îndată a acesteia încă de joi. Însă de atunci, angajații STB continuă să sfideze hotărârile judecătorești care ar fi trebuit să fie puse în executare de îndată. Acest lucru cu siguranță va atrage și consecințe penale pentru cei care, iată, nu le-au respectat. Între timp însă vorbim și despre excepții. Concret, în acest moment în capitală circulă 18 tramvaie și autobuze, însă șoferii care au decis să spargă această grevă și să respecte, iată, deciziile judecătorilor, s-au lovit de furia colegilor. Astăzi, în această dimineață, în capitală, un șofer de autobuz a plecat în cursă cu geamul spart după ce protestatarii, colegii lui de altfel, l-au atacat cu pietre pentru a se răzbuna pentru decizia acestuia de a reveni la serviciu. Acest incident încă nu a fost raportat printr-un apel 112, însă nu este exclus ca autoritățile să se autosesizeze și să deschidă un dosar penal pentru distrugere. Rămâne de văzut însă dacă această grevă va continua pe tot parcursul weekendului și dacă și la începutul săptămânii oamenii se vor lovi de aceeași problemă să găsească o altă variantă pentru a ajunge la serviciu. Deocamdată acestea au fost informațiile. Simona, mă întorc la tine. Mulțumim, Loredana. Un accident șocant a avut loc la Fetești. Doi băieți au fost loviți în plin pe trecerea de pietoni de șoferul unei mașini care nu a schițat niciun gest de frânare. Vă avertizăm, imaginile și informațiile care urmează vă pot afecta emoțional. O cameră de supraveghere din zonă a surprins momentul în care cei doi băieți pășesc pe trecerea de pietoni, iar după ce trec de un scoar, mașina îi lovește în plin. Primul ajutor le-a fost acordat copiilor de un polițist care a și sunat la 112. Băieții au fost transportați de urgență la spital, iar șoferul a testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a arătat că nu consumase alcool, dar pe numele lui a fost deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă. Milionarul Ioan Neculae a fost condamnat definitiv la 2 ani și 2 luni de închisoare după ce a tras cu arma în roțile propriei mașini, supărat că făcuse pană înainte de a merge la o partidă de vânătoare. Afaceristul este însă de negăsit. Colegul meu, Adrian Jătăreanu, vine cu toate informațiile. Bună ziua, Adrian, te ascultăm! Bună ziua, Simona, bun găsit tuturor. Fostul patron al FC Brașov, Ioan Neculae, este dat în urmărire națională după ce ieri Curtea de Apel din Brașov l-a condamnat definitiv la 2 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ieri, după ce magistrații au emis acest mandat de executare al pedepsei, polițiștii din Brașov au mers la moșia lui Ioan Neculae de la Timișul de Jos. Nu l-au găsit acolo, l-au căutat și la alte imobile pe care acesta le deține, l-au contactat și telefonic, iar pentru că nu a fost de găsit, polițiștii au decis să-l dea în urmărire națională. S-a ajuns în această situație după un gest făcut la nervi al milionarului. În urmă cu mai bine de 5 ani, acesta s-ar fi pregătit să meargă la o partidă de vânătoare, iar fi spus unuia dintre angajați să pregătească mașina, iar înainte de plecare a văzut că mașina avea pană, s-ar fi enervat la culme, ar fi luat arma de vânătoare și ar fi tras mai multe focuri de armă și în celelalte cauciucuri. Vecinii care locuiesc în zonă au sunat la 112, iar polițiștii care au mers acolo, l-au audiat pe omul de afaceri și au descoperit atunci că arma și muniția pe care le avea nu le deținea în mod legal, așa că au deschis acest dosar penal pe numele lui. Inițial, judecătoria Brașov a dat o sentință de 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Asta s-a întâmplat anul trecut, iar iată că la un an distanță vine și Curtea de Apel din Brașov și dă această sentință definitivă de 2 ani și 2 luni de închisoare. Polițiștii îl caută în continuare și nu exclud varianta ca fostul patron al FC Brașov, Ioan Neculae, să fi fugit din țară. Atât momentan despre acest subiect. Simona, înapoi la tine. Iarna vine cu economii în buzunarele celor care merg la munte în această mini-vacanță. Pentru că suntem în extra-sezon, prețurile sunt chiar și cu 30% mai mici.
La Pălteniș încă sunt condiții ideale pentru sporturile de iarnă. Instalațiile de zăpadă artificială au funcționat la capacitate maximă, așa că distracția nu s-a oprit nicio clipă. Printre cei care profită de bucuria iernii, găsim turiști de toate vârstele. Este foarte frumoasă zăpada și îmi place să schiez. Eu vin aici în fiecare an. Mi se pare foarte frumos. Aici vin de mult timp pentru că îmi place această pârtie. M-am dat pe aproape toate pârtile. În această perioadă sunt și prețuri speciale. Dacă îți place să schiezi, nu prea te mai uiți la preț, să știi. Decât să stai acasă pe vremea asta, mai bine dai un ban în ăsta, dar cel puțin te distrezi. Cei care își petrec mini-vacanța la Pălteniș vor avea parte de mai multe reduceri. Fiind extra sezon, cardurile de zi s-au ieftinit cu aproximativ 30 de lei. Dacă pentru un adult costa 120 de lei pe zi, acum costă 90. Sunt bineveniți și începătorii sau cei care doar se gândesc să se inițieze în tainele sporturilor de iarnă. Noi avem pârtii propice gândite pentru a învăța cu o înclinație mică, cu acces facil până în vârful pârtilor. Avem bandă rulantă, teleschi cu înclinație mică, de distanță scurtă, perfect ca lumea să învețe să schieze. Avem două școli de schi ale resortului. Inclusiv hotelurile și pensiunile din zonă au mai dezghețat prețurile pentru a atrage vizitatori. Ducem o viață tot mai scumpă, iar micile plăceri, cum ar fi mâncatul la restaurant, au devenit tot mai rare. Din cauza scumpirilor de gaze și energie, multe restaurante au început să mărească prețurile preparatelor. Unele mâncăruri, cum ar fi pizza și pastele, s-au scumpit chiar și cu 10 lei. Cât despre meniul zilei, cel mai ieftin costă 20 de lei. Românii care mănâncă zilnic în oraș au observat că mai nou au nevoie de un buget generos pentru a ieși la restaurant. De exemplu, meniul zilei de la masa de prânz parcă devine un lux. Anul trecut costa aproximativ 17 lei, acum însă ajunge la 25. Din câte mi-amintesc, plăteam pe o supă cremă în jur de 9-10 lei. Acum, din câte știu, punctual, dacă dorești să-ți cumperi o supă cremă, e undeva la 17-18 lei. Cu fiecare lună care trece, toate sunt mai scumpe. Bianca Boscu are un restaurant în inima Timișoarei. N-a vrut să crească prețurile la mâncare, dar a fost nevoită. Materia primă e tot mai scumpă, la fel și gazul și curentul. Toate se resimt acum și în meniu. Cum arată facturile voastre? Cât de mari? Imense, de 10 ori mai mari față de cele trecute. Începând cu data de 1 ianuarie, de la toți furnizorii, fără excepție, am primit mail-uri cu anunțarea scumpirilor, pornind de la 10% până la 40%. La mâncare aș putea să spun că am sesizat o schimbare foarte bruscă și drastică. Dacă în decembrie luam meniul zilei la prânz cu 18 lei, acum ajunge spre 28, poate chiar 30. Între cele mai mari scumpiri se numără pizza clasică de la 28 de lei la 34 de lei și pastele. Situația este similară peste tot. De pildă, în acest local și salata cu avocado a devenit o delicatesă, costă 39 de lei, iar în curând va ajunge la 42. La restaurante am ieșit recent cu copiii și de atunci am simțit că am plătit mai mult ca de obicei. Cred că era în jur de 30 de lei în plus. De la 1 februarie vor intra în vigoare noile plafoane la energie electrică și la gaze, dar cu toate acestea, prețurile facturilor vor fi chiar și duble față de anul trecut. Conservele par a fi simbolul sărăciei în țara noastră. Fie că vorbim de carne de porc, fasole sau ciorbă, mulți preferă să le cumpere la conservă, pentru că sunt mai ieftine. Însă plătim scump cu sănătatea. Aceste produse sunt pline de aditivi și conservanți. O analiză recentă asupra pateului a arătat că 4 din 10 conserve conțin mai multă apă decât ficat de pasăre. Să avem de toate. Filete macro, da. Câte bucăți sunt aici? Păi sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ca pentru război, se pregătesc acești doi domni. Și-au pus în coș 10 de conserve cu pește, carne, ciorbă și tot felul de mâncăruri. Fasole cu ciolan. Par mai avantajoase? E mai avantajos la preț. Majoritatea cumpărătorilor din acest supermarket se opresc și la raionul de conserve. Prețul este cel care atrage atenția oamenilor. Ce, nu suntem săraci? Asta e adevăr. Să mai economisim, dacă avem salarii mici. Mai să luăm din asta, vreo 2-3? Din asta, să vedem cum mai schimbăm și... De exemplu, o singură felie de pâine cu pateu ne costă în total 90 de bani. O conservă cu fasole și cârnați costă 5 lei, iar pentru conserva cu carne de porc plătim 4 lei, chiar și de 3 ori mai puțin decât dacă am prepara bucatele acasă. Carne de porc și de vită.
Cât costă conservele acestea? Păi, una de aici, 7 lei. 12 lei și nu. Nu mai puțin dacă ați luat o bucată de carne. Da, da, da. Nu le pun la loc și iau altele, iau din astea cât mai ieftine. Sociologii spun că nu este ieșit din comun ca oamenii să consume conserve în vremurile grele. Conservele au fost de mult timp o soluție foarte rapidă și convenabilă, mai ales pentru oameni care erau în armată. Câștigăm bani pentru că nu mai dăm pe mâncare care ar trebui să o gătim și trebuie să ne ia și timp ca să o gătim și ne este deja făcută și gătită de către ceilalți, dar pe de altă parte nu câștigăm sănătatea. Într-adevăr, alimentele din conserve sunt un adevărat pericol. Să luăm de exemplu pateul. Un studiu recent arată că 4 din 10 produse au ca ingredient principal apa, în loc de ficat de pasăre. Are cam un pliculeț de zahăr, ca să vorbim așa foarte simplu, într-un pateu. Pe cealaltă parte multă sare, dar ceea ce este cel mai interesant, are aproape 9 aditivi. Iar pateul sau ficatul din pasăre este aproape de negăsit. Potrivit studiului, aproape 65% dintre pateuri conțin aditivi, iar cantitatea de ficat de pasăre se găsește într-o proporție cuprinsă între 15 și 45%. Avem în față un an plin de provocări, cu multe beneficii pe plan personal și profesional. În același timp, se anunță revolte sociale și agresivitate. Specialiștii în numerologie spun că 2022 ne va surprinde, iar dacă știm să profităm de ceea ce ne oferă, atunci succesul este garantat. 2022 este un an universal 6, adică o cifră duală care va scoate la iveală atât partea afectivă a oamenilor, cât și cea agresivă. Ne putem aștepta într-un 2022 la tot felul de revolte sociale pe de-o parte, tot felul de lucruri din acestea care să iasă din oameni ca și o refulare, știi? Pe de-o parte și pe de altă parte un an foarte benefic pentru zona afectiv-emoțională. Este un an cu cifre de apă, 2 și 6 în numerologie sunt două cifre de apă. Și atunci apa înseamnă emoționalitate foarte multă. Numerologul Romeo Popescu a făcut o sinteză a celor mai importante aspecte pentru fiecare cifră de destin în parte. Răsfățații Universului în 2022 sunt cei cu cifră de destin pară, iar cei cu cifra destinului impară vor avea parte de multe provocări. Cifra destin 1 poate să fie într-o zonă de revelație. Deci ei pot avea foarte multe revelații în ceea ce privește persoana lor, în ceea ce privește lucrurile pe care trebuie să le facă. Vor avea o tendință de însingurare anul acesta, de izolare față de ceilalți și au așa o viziune foarte puternică de a descoperi nevăzutul, de a descoperi ceea ce nu se vede, ceea ce nu se știe. Cifra de destin 2 este o cifră par, așa cum am spus, ea este foarte bine structurată în zona afectivă, emoțională. Poate, dacă este pe vocație, poate să aibă succes în vocație, să treacă pe un alt nivel al vocației, pe de o parte, pe de altă parte, dacă nu este pe vocație, poate să aibă o revelațiune așa și să intre exact pe drumul destinului, pe drumul vocației acestei persoane. Cifra destin 3, ei au un an interesant, un an transformaționalist. Având un an transformaționalist, înseamnă că viața lor se poate schimba, se poate înnoi din toate mediile, financiar, profesional, vocațional, afectiv, emoțional și așa mai departe. Condiția necesară suficientă ca să se întâmple acest lucru este ca ei să acționeze în direcție. Cifra de destin 4 nu este genul ăla de om să iasă în față, să se arate, să se vadă așa, și vor fi împinși de alții să fie în față. Succesul va fi de partea lor și pe zona profesională, și pe zona financiară, și pe zona afectiv-emoțională. Dacă refuză să iasă, sunt timizi sau le-i rușine sau își pun așa o glugă în cap și nu mai vor, ratează anul ăsta și ar fi păcat. Cifra de destin 5 este acea cifră care anul trecut a fost ca peștele în apă, știi? Anul acesta i-ar trebui să se rezume, să se liniștească puțin. De ce? Pentru că vor fi la intersecție de drumuri. Anul ăsta este despre alegeri la cifra de destin 5. Alegeri pe toate mediile vieții, că este afacere, profesie, afectiv, emoțional, în familie și așa mai departe. Ei vor fi puși exact într-o zonă în care să aleagă. Oamenii cu destin 6, în general, nu sunt oameni așa care habar n-au de ei de la viață. Știu foarte clar ce vor. Și atunci, marea majoritate care știe ce vrea, va avea succes în toate zonele. Ei trebuie să profite de această zonă. Cel mai mare succes ei îl vor avea în zona afectivă emoțională, în zona de familie, în zona de căsătorie. Financiar foarte bine dacă sunt pe vocație, vor chiar au șansă să-și dubleze veniturile. Dacă sunt destin 7 care lucrează într-un mediu unde trebuie să-și folosească mintea, să-și folosească capul, inteligența, creativitatea și așa mai departe, va fi un an benefic, dar supra-solicitant pentru ei, adică se vor simți destul de obosiți. E bine să aibă grijă la
finanțe, să nu cheltuiască mult, să-i țină banii așa puțin, până la anul. Destinul 8 este destul de interesant. Le merge bine financiar, profesional, vocațional, afectiv și asta e posibil să-și o ia în cap. Și să iasă în față, așa, să zică, ia uite-mă pe mine cine sunt eu. Și în momentul respectiv să deranjeze pe alții. Destinul 9 are un an foarte interesant, un an minunat, din două unghiuri de vedere. Primul unghi de vedere este cel financiar, profesional, unde ei pot să exceleze foarte mult și să iasă în evidență. Vor avea pe parcursul anului tot felul de puseuri de asta, de nervozitate, pentru că vor fi în lumina reflectoarelor, știi, și când vine toată lumea peste tine, așa, te enervezi, vrei să scapi de ei, așa, vrei să, așa, și vor fi puțin nervoși și agitați, așa. Bacșișul, care altădată reprezenta chiar și jumătate din venitul lunar al ospătarilor, pierde tot mai mult teren în fața plăților cu cardul. Banii pe care se bazează chelnerii au scăzut în ultimii ani din cauza faptului că tot mai mulți clienți au renunțat la banii cash. Așa că unii patroni de restaurante acceptă și plata bacșișului tot cu cardul, doar că acest serviciu este impozitat ca orice alt venit, iar angajații ies în pierdere. Eu folosesc cel mai des cardul, adică nu prea țin cash la mine, tind să-mi uit portofelul uneori în alte genți sau ceva și e mult mai simplu așa. De fapt, nici cu cardul nu prea plătesc, plătesc direct cu telefonul. Așa se face că unii patroni de restaurante acceptă și plata bacșișului tot cu cardul pentru a-i mai aduce pe ospătari pe linia de plutire, doar că acest serviciu este impozitat ca orice alt venit. Concret, dacă un client are de achitat o notă de plată în valoare de 100 de lei cu cardul și vrea să lase un bacșiș de 10%, chelnerul îi poate lua banii doar dacă îi va trece în nota de plată la servicii restaurant, iar aceste servicii vor fi impozitate. Așadar, din cei 10 lei pe care ar fi trebuit să-i primească bacșiș, după scăderea taxelor salariale și a TVA-ului, ospătarul va mai rămâne cu 5 lei. Astfel, în ultima vreme, veniturile ospătarilor din bacșiș au scăzut simțitor. O recunoaște chiar Andrei, care lucrează în industrie de mai bine de 11 ani. În ultimul an, în jur de 30% s-au diminuat veniturile. Marea majoritate achită cu cardul și tipsul cash a dispărut. Și Angelica se confruntă cu aceeași problemă chiar și la mesele unde nota de plată este destul de piperată, iar bacșișul ar fi trebuit să fie pe măsură. A fost de 4.000 de lei, 4.000-5.000 de lei nota și nu am primit nimic. Doamna a achitat cu cardul. Care este ponderea plăților cu cardul și care e ponderea plăților cash în restaurant? Cam 80-20. A crescut semnificativ plata cu cardul. Un proiect de lege privind impozitarea bacșișului a fost inițiat la nivelul Ministerului Finanțelor în 2019, însă proiectul nu a mai fost adoptat de guvernul Dăncilă și a fost depus la Parlament de fostul ministru Eugen Teodorovici. Ne-am dorit ca acest bacșiș să fie reglementat, să nu mai fim nevoiți să umblăm cu bani negri. În al doilea rând, ne dorim să fie reglementat în formula veniturilor din alte surse, adică ospătarul, dacă primește un bacșiș de 100 de lei, după ce plătește 10 lei taxe, 90 de lei să rămână ai lui. Dacă există cash, există și bacșiș. Dacă nu există cash, nu există nici bacșiș. Asta îmi pare rău. În Franța, bacșișul plătit cu cardul în cafenele și restaurante va fi scutit de taxe, a anunțat președintele Emmanuel Macron. Autoritățile franceze iau această măsură pentru a încuraja angajările în Horeca, sector care are nevoie de forță de muncă. Un fenomen ciudat pornit de peste ocean ne dă târcoale. Vorbim despre mișcarea antimuncă, un demers în care milioane de tineri se îndeamnă unii pe alții să-și dea demisia dacă nu le convine jobul și să trăiască după bunul plac. Și la noi ar fi destui adepți. Mulți recunosc că nu se mai gândesc de două ori când se simt abuzați și pleacă. Experții spun că acest fenomen ar putea provoca mari probleme în piața muncii. Până de curând, Cezara a lucrat într-un fast food și ne spune că și-a dat demisia fără să clipească, din cauza abuzurilor la care ar fi fost supusă de șefi. Am avut o stare foarte proastă și m-au constrâns într-un fel să rămân la muncă și am rămas, n-am avut o altă soluție. M-au amenințat că mă dau afară dacă nu rămân. Tu aveai o problemă medicală? Da. Ai simțit vreodată că ajungi la saturație? Da, și când s-a întâmplat asta, mi-am dat demisia. Iar șirul de nemulțumiri la locul de muncă e lung. Cred că este inevitabil să nu stai peste program sau să nu ai o animozități cu un anumit coleg sau colegă. Deci cred că este inevitabil. Alexandru este patronul unei firme cu 12 angajați și recunoaște că de multe ori exigențele sunt mari. Eu am pus vreodată pe angajat să lucreze peste program? Peste program, cred că era doar din inițiativa lor. V-ați supărat vreodată dacă n-au ajuns chiar la program? Dacă este sistematic, da.
Una peste alta, potrivit sondajelor, cei mai mulți angajați sunt nemulțumiți de actualul loc de muncă, fie din pricina numărului mare de ore lucrate, a banilor puțini, fie din pricina colectivului sau a comportamentului patronilor. Mulți șefi nu sunt pregătiți să fie șefi, nu au respect față de angajați, și asta pentru că ei nu și-au îndeplinit toate nivelurile lor de creștere în ierarhia de a fi șef. Ca să ajungi șef, în primul rând, condiția esențială este să știi să te comporți întru totul, în toate aspectele și circumstanțele cu oamenii. După un timp apare oboseala cronică, apare deznădejdea, apare iritarea mai rapidă și ajungem într-o stare letargică a condiției vieții noastre. Tocmai din acest motiv, peste ocean a apărut un nou fenomen, mișcarea denumită Marea Demisie. Pe un forum, mii de oameni postează întâmplări halucinante și dovezi că renunță la jobul stresant pentru o viață mai bună. Am văzut pe camerele de supraveghere că ai stat majoritatea timpului pe scaun. Este un comportament de neacceptat și vom discuta mâine despre asta. Am două oase rupte la piciorul stâng, după cum se poate observa din documentele pe care vi le-am atașat. În plus, am petrecut ieri 12 ore la muncă, iar performanțele mele m-au situat pe primul loc. Nu am de gând să-ți tolerezi această atitudine. Comportamentul tău nu te va duce nicăieri. Această criză s-a propagat puțin și în Europa de Vest, a început din Europa de Vest. Anglia a început undeva în toamnă un proces similar de marea demisie și încet, încet cred că va acapara tot globul. Avem undeva la 21% dintre români care și-ar da demisia fără să aibă un job. Ceea ce înainte de pandemie era până în 5%. Cele mai multe goluri lăsate de oameni pe piața muncii sunt în industria de retail, a ospitalității și în comerț. Hotelurile din sudul litoralului, devenite ruine, vor fi supraimpozitate cu până la 500%. Este decizia autorităților locale care încearcă astfel să-i constrângă pe proprietarii clădirilor fie să le vândă, fie să le renoveze și să le reintroducă în circuitul turistic. Cele mai multe hoteluri în paragină sunt în Saturn, unde nu s-a investit niciun leu în ultimii 50 de ani. Privit de sus, sudul litoralului este o adevărată perlă, un lanț de stațiuni la malul mării înconjurate de verdeață, lucru care reprezintă în continuare cel mai mare atu al zonei. După comunism însă, hotelurile au trecut dintr-o administrare în alta, iar în ele nu s-a mai investit vreun leu. De exemplu, acest hotel de 2 stele din centrul stațiunii Neptun nu a mai fost reabilitat de 25 de ani. Ca în cazul lui, mai sunt și alte 85 de clădiri aflate într-o stare avansată de degradare. După anul 2000, afaceriști de renume au cumpărat hotelurile pe bani puțini, dar nu să le pună pe picioare, ci în ideea de a le vinde ulterior la preț triplu. Criza din 2008 le-a dat însă planurile peste cap, așa că au rămas fără să vrea cu unitățile de cazare. Imobilele părăsite, dar și terenurile neîngrijite vor fi impozitate de anul acesta cu 500%. Vom vedea în ani, în timp, în 2, 3, 4, 5 ani, chit că durează o soluție. Asta înseamnă că le execută silit statul. Ele sunt scoase la vânzare și poate vine un investitor, așa cum s-a întâmplat în foarte multe locuri, care face ce trebuie cu proprietatea respectivă, o pune în valoare. Primarul din Mangalia, care de un deceniu e la cârma orașului, speră ca supraimpozitarea să aibă efect. Vorbim de Mangalia, care are 6 stațiuni de administrare și aveam în anul 2012 peste 26 structuri hoteliere abandonate. Pentru că vedeți că zona de sus s-a dezvoltat și se dezvoltă într-un continuu dezvoltare. Trebuia să-i determinăm până la urmă și pe acești operatori economici să-și facă, eu știu, curățenie sau să investească în hotelul pe care le dețin. În ultimii ani, în sudul litoralului au venit antreprenori hotărâți care au făcut investiții de milioane de euro. Unele hoteluri au fost reabilitate complet, iar destinațiile au devenit perfecte, mai ales pentru familii cu copii. În plus, primăria investește bani europeni în înfrumusețarea stațiunilor. Dacă ne uităm că se investește foarte mult, vorbind de operatori economici, dar și noi ca administrație locală am venit cu foarte multe proiecte cu finanțare europeană. Uitați-vă că stațiunea asta Saturn este gata. E un proiect cu finanță europeană. Cu siguranță toate celelalte stațiuni vor fi reabilitate pe bani europeni. Pentru modernizarea stațiunilor din sud, primăria a introdus de anul trecut o taxă specială pentru turiști, câte 5 lei de persoană. Până acum s-au strâns 8 milioane de lei, bani care vor fi folosiți în dezvoltarea infrastructurii turistice. România este țara salariilor mari și a visurilor îndeplinite. Așa este văzută de străinii care vin să muncească la noi. Pe lângă șansa unui trai mai bun decât pe meleagurile natale, mulți rămân fascinați de locurile, istoria și mâncărurile noastre și se stabilesc aici. Urmărim astăzi povestea unor nepalezi pentru care România a devenit acasă.
Ramesh este șeful echipei de bucătari nepalezi ai unui apreciat restaurant din Buzău. Are 34 de ani, iar pe ultimii 4 i-a petrecut în țara noastră, unde a lucrat în restaurante din București și Buzău. De la sfârșitul anului trecut o are alături pe soția sa Manila. Cei doi locuiesc într-o garsonieră închiriată de angajator, unde și-au amenajat un mic colțișor de Nepal. This tea is bring from Nepal? We call it chai. Chia. Chia in Nepali and chai in Indian. Chai. Când soțul este la muncă, Manila face curat, pregătește mâncarea, spală și vorbește cu rudele de acasă. Nu are încă un serviciu, însă încearcă să învețe româna. Pentru Manila, venirea după soțul ei în România a fost împlinirea unui vis. Before it's like you get bored, you just come from the work, you work like a machine, you don't have anything. Now, when you finish your job, you feel good. După programul de lucru, Ramesh și Manila ies la plimbare împreună cu prietenul lor Tulsi, tot nepalez angajat de 2 ani în restaurantul din Buzău. Sunt dornici să învețe cât mai multe despre stilul de viață al românilor, despre istoria și mâncărurile de aici. I'm still in processing. Maybe she will come after 2 months. My daughter, my wife. So I'm going to stay here. It's a long time. Because I like Germany. It's like the same culture, the same, you know, this environment. You see this cloth. These are the traditional Romanian cloth. Ramesh e fan înrăit al covrigilor de Buzău, pe care îi cumpără tot timpul. Salut! Dă-mi și mie 20 de covrigi. Yeah. Covrigi, no? Covrigi? Covrigi. This is traditional. Everyone eat in the breakfast time when you feel a little bit hungry. Salariul lui Ramesh este de 4-5 ori mai mare decât ar fi câștigat în țara sa natală. De aceea crede că pentru asiatici, România este un tărâm al făgăduinței. Programările telefonice la saloanele de înfrumusețare devin istorie. O aplicație mobilă ne simplifică viața. Sistemul este gratuit și oferă acces la sute de saloane din 10 de orașe. Nu este un client nou, este un client care se programează de foarte multă vreme prin fel și fel de metode de programare. Astăzi a venit prin aplicație, este prima oară când și sper să-i fie un lucru foarte, foarte bun, util. În salonul lui Ciprian, programările au început să se facă doar prin aplicația mobilă care centralizează toate saloanele din oraș. Pentru clienți, dar și pentru stilist, este mult mai simplu așa. Telefon, Facebook-ul lui Ciprian, este un link, accesez acel link, selectez data, ora și ce serviciu dorești. Mi-era foarte comod mie să răspund la telefon, mi se pare că sunt foarte important, îmi suna telefonul foarte des, dar în realitate era o capcană, pentru că pe mine mă deconecta foarte des de la client. Primeam într-o singură tunsoare, primeam vreo 3-4 telefoane pentru programări, timpul în care mă deconectam de la client. În salon am găsit-o și pe Ada, studentă la stomatologie. Tânăra a descoperit aplicația în urmă cu câteva săptămâni, când a avut o urgență la manicură, iar la salonul la care mergea de obicei nu mai erau locuri. Am avut nevoie, tot așa, de o urgență la un moment dat și am aplicat și chiar în ziua respectivă. Am putut să venim la salon. Cu ajutorul softului, Ada poate să-și găsească un loc liber pentru o programare chiar și în aceeași zi și chiar la ora care îi este convenabilă. Mai încolo o să am nevoie să-mi fac un coafat. O să caut tot pentru astăzi, intervalul orar un pic mai târziu. Să vedem ce găsim disponibil. În plus de asta, o poți face foarte lejer din timp, iar ea te anunță cu o zi înainte și cu o oră înainte. Aplicația reunește acum peste 1000 de saloane partenere din 25 de orașe ale țării și se va extinde în curând și peste granițe. Capitala este orașul cu cel mai mare potențial din țară, unde zilnic peste 200 de bucureșteni se programează online la cele peste 250 de saloane partenere. Sistemul este gratuit pentru clienți și pune la dispoziție recenzii despre fiecare stilist, precum și un portofoliu cu activitatea fiecăruia. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro și nu uitați să intrați pe pagina de Instagram știrilecanalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem de la ora 18. Pe curând!
Astăzi vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, chiar geroasă pe arii restrânse, dimineața în nord-vest și centru, precum și în dealurile sudice. În regiunile vestice, centrale, nordice și nord-estice, precum și la munte, înnorările vor persista, iar pe arii restrânse va ninge. În restul zonelor, cerul va fi variabil și doar cu totul izolat vor fi posibile ninsori slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și 3 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil și e posibil să ningă pe arii restrânse. Termometrul va indica 0 grade în Pitești, la fel și în Târgoviște. În Transilvania, cerul va prezenta înnorări temporare și va ninge slab. Maximele ajung la minus 3 grade în Brașov, minus 2 grade în Sibiu. În Moldova ne așteaptă o zi cam rece. Cerul va fi variabil și va fulgui slab. Termometrul va indica 1 grad în Piatra Neamț, 0 grade în Botoșani. În vestul țării, cerul va fi înnorat, iar meteorologii anunță ninsori. Vor fi minus 2 grade în Reșița, 0 grade în Timișoara. În Oltenia, cerul va fi înnorat, iar temperaturile maxime ajung la 2 grade în Slatina, la fel și în Târgu Jiu. În Dobrogea ne bucurăm de intervale cu soare, dar vântul va prezenta intensificări. Se vor înregistra 2 grade în Constanța, 4 grade în Mangalia. La noapte, înnorările vor fi persistente, mai ales la munte, unde va ninge. La altitudini mari, vântul va avea intensificări și va sufla cu peste 100 de km pe oră. În restul teritoriului, cerul va fi variabil cu înnorări temporare în nord, nord-est și în centru, unde pe arii restrânse va ninge, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 14 și minus 1 grad. În capitală avem parte de atmosferă însorită, dar vremea va fi rece. În jurul prânzului, maxima ajunge la 3 grade. Noaptea se anunță a fi geroasă, minima scade la minus 7 grade, iar cerul va fi variabil. Mâine temperaturile sunt în scădere, iar meteorologii spun că e posibil să ningă. Se va înregistra 1 grad. La munte vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi noros și va ninge, mai ales în masivele sudice și pe suprafețe mici în restul zonei montane. Vântul va avea intensificări, iar în zona înaltă a Carpaților meridionali va sufla tare cu peste 70-80 de km pe oră. Iar ninsoarea va fi viscolită. Se vor înregistra minus 10 grade în Sinaia, minus 11 grade în Semenic.